Neluța bunicuța spune povești și poezii pentru copii, mămici, tătici și bunici. Audiție plăcută! Respect pentru părinții mei, de Iulia Ichim. Îi văd rar, o dată sau de două ori pe lună. Prea rar, față de cât aș vrea și față de cât ar trebui. Aș vrea să merg mai des acasă și să-i ajut mai mult, să-i scap de greutățile care le-au grăbovit umerii. Sunt părinții mei. Îmi sunt tare dragi, pentru mine, aproape ca o tot vârsta pe care o aveau când eram eu copil. Doar din când în când mi se mai ia vălul de pe față, mi se destramă vraja, și văd că timpul a lăsat urme adânci și asupra lor. Mă doare faptul că au îmbătrânit, că pasul nu mai e atât de sprinten ca odinioară și că nu mai pot să muncească atât cât ar vrea. În tinerețe au trebuit să construiască o altă casă, pentru că eram o familie tare numeroasă, 4 copii din a doua căsătorie a tatălui și 3 copii din prima căsătorie. Tata avea în îngrijire 5 copii, pe mine din prima căsătorie și cei 4 din a doua căsătorie. Iar acum, când să-și ducă bătrânețele în tihnă, trudesc amândoi de parcă ar mai avea de însurat ori de măritat, cum zice mama. Dar nu e vorba numai de asta, mai intervine și un alt aspect. Cine nu a trăit la sat nu înțelege, dar acolo, în acea comunitate locală, între acei oameni bătrâni, mai există competiție, mai există ambiție și dragoste pentru lucru bine făcut. Ce aspect anacronic, veți gândi probabil. Și totuși, ele există. Să rămâi în urmă cu semănatul porumbului? Doamne ferește! Să rămâi în urmă cu tăiatul și arăcitul viei? Să ai buruieni în vie? Să nu ai măcar un cal, o vacă, câteva oi, un porc și câteva cloști cu pui? Să fii de râsul satului? Ferească Dumnezeu! Păi atunci, de ce mai trăiești pe lume? Cum zice tata. Da, sigur, e greu să le faci pe toate, dar parcă poți să te faci de râs. Nu trebuie să fii în rândul lumii. Trebuie. De mi-ar sta în puteri, le-aș dărui măcar un an de liniște, un an în care să nu le mai pese că pensia e prea mică. Și totuși, ei știu să se bucure de cântecul ciocârliei, al cucului, știu că au fost lăsate de Dumnezeu pentru bucuria omului și mai știu să se bucure de florile din grădina casei, dar și de miei, viței, ori găinile și rățuștele care le însuflețesc o grada primăvara de vreme. Plecată la capitală, prinsă în vârtoarea vieții, de multe ori uitam să le dau vești, măcar atât, și ei se mulțumeau cu puțin. Ei știau că și eu am probleme, că am 5 fete și nu cerea mai mult de la mine. Între mine și tatăl meu există o comunicare ce nu dă greș niciodată. Tata simțea de la distanță când sunt bine, veselă, când erau fetele bolnave, când eram tristă, oricând hotărăsc să merg acasă. Și acum când scriu, eu simt, îi văd în curte, așezând toate la locul lor. Cu așteptarea zăpezii și cu grija mutată în anul viitor, s-o face grâul, o fi zăpadă mare. Doamne, veghează asupra lor și fă-le bătrânețile senine, liniștite și lipsite de griji. Ajută-i să-și poarte lutul din trupurile bătrâne mai ușor
ca fulgii ierni. Doamne ajută! Noapte bună, copii!